Este jale peste tot din cauza prețurilor. Motivele sunt multe, unele întemeiate, altele forțate, dar și altele legate de lăcomia uriașă a companiilor, inclusiv din domeniul alimentar. Liderii țării, dacă ar fi avut o minimă viziune, ar fi luat măsuri din timp. Tocmai acum, când tăvălugul s-a pornit, iar muritorii nu știu cum să-și împartă leul între gaze curent și o jumătate de cartof, entitățile statului român încearcă să se implice. Greu subiect, de aceea gazetarul Cătălin Lența l-a ales pentru analiza de astăzi, din jurnalul Agro TV. Nu vă mai grăbiți să aruncați în spațiul public declarații despre o iminentă scumpire a mâncării, pentru că nu e în regulă. Le transmite Consiliul Concurenței Asociațiilor Profesionale din domeniu. Anunțarea unor majorări de prețuri poate încălca legea concurenței, avertizează instituția, la puțin timp după ce reprezentanții unor asociații din industria agroalimentară au tot vorbit despre inevitabile creșteri de prețuri, ca urmare a majorărilor la energie și materii prime. Fiecare companie din acest sector trebuie să-și stabilească independent politica comercială, iar anticiparea unui anumit preț ce ar trebui practicat poate intra sub incidența prevederilor legii, avertizează instituția. De fapt, e o invitație directă la respectarea legilor cu restricțiile impuse de acestea. Nu că nu am fi cu toții conștienți de faptul că mâncarea se va scumpi. Poate nu atât de mult cât se vorbește acum, dar sigur se va întâmpla. Așadar, putem spune că urmează o majorare, drept rezultat al unei analize a costurilor, dar nu avem voie să facem estimări pentru că nu te lasă legea, după cum spune chiar șeful Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu. Și am să-l și citez pentru a nu greși și eu eventual. Organizațiile profesionale au un rol benefic atât pentru membrii lor cât și pentru consumatori, informându-i despre evoluțiile industriei, fixând standarde de calitate și siguranță pentru serviciile oferite de membrii asociați. Atragem atenția încă o dată asupra faptului că o asociație poate fi considerată răspunzătoare de încălcarea regulilor de concurență atunci când deciziile, recomandările sau orice altă activitate întreprinsă influențează comportamentul companiilor, afectând concurența dintre ele. Și am încheiat citatul. Aceasta se bazează pe nedorite experiențe anterioare, atunci când unele firme s-au înțeles să acționeze de comun acord, stabilind prețuri și cote în ciuda mecanismelor pieței libere. Iar astfel de practici pot fi sancționate din perspectiva regulilor de concurență, naționale sau comunitare. De altfel, atât Consiliul Concurenței în România, cât și Comisia Europeană și instanțele comunitare au instrumentat o serie de cazuri de carteluri care s-au bazat, între altele, pe acest tip de mecanism. Să vedem însă de la ce pornește avertismentul Consiliului Concurenței, mai ales în sectorul agroalimentar. Recent, președintele Sindalimenta, Dragoș Frumosu, spunea că probabil o creștere la carnea de porc s-ar putea vedea după 1 ianuarie și va fi cam de 10%. Despre creșteri de prețuri s-a vorbit și în sectorul de morării și panificație, care ar fi cel mai lovit dintre toate industriile alimentare în țară. Și asta pentru că se confruntă cu dublarea prețurilor la materia primă, pe lângă toate scumpirile la energie, gaze și combustibili, după cum spunea președintele Rompan Aurel Popescu. El afirma că prețul pâinii ar putea înregistra o creștere de chiar 10-15% în această perioadă, după o majorare similară care a avut loc deja. Astea sunt declarațiile, că faptele le știm cu toții și vedem cu ochii noștri și simțim în buzunare că prețurile nu stau pe loc. Ținând cont de asta, chiar crede cineva că mâncarea nu se va mai scumpi în curând? Mai ales dacă mi-aduc aminte de recentele declarații ale unor analiști bine documentați, care spuneau că epoca mâncării ieftine s-a cam terminat.